sărăciilor, prăduitorilor. Eram sigur că o să mă întrebe toată lumea ce mi-am luat. Spune că am ajuns în Dubai. Eu în Dubai am mai fost, dar am mai fost acum câțiva ani de zile. Hai să vedem ce-o fi făcut nebunul ăsta. 8 salarii. Mă, ce faceți, măi, prăduitorilor? Tot cu temele, tot cu învățatul. Mă întreba lumea, eram sigur că o să mă întrebe lumea, măi Andrei, mă, când mai postezi? Și am zis, mă, hai să postez, să le fac și eu ziua mai bune la sărăcinile astea, mă, prăduitorii. Nu, ce să fac? Stăteam și aici la căldura asta de sărăcie din una dintre camerele conacului meu. Aul. O fi camera asta cât casa voastră. Prăduitorilor, ce-am făcut și eu vreo 17.000 de abonați. Cam că suma cu care o dau eu când merg la alimentară, când nu-mi e foame, nu? Corect? Am zis să postez și eu mai regulat, cam cum vă duceți voi la muncă, fiecare zi, prăduitorilor. Ce prin a vă prezenta camera asta săracă? Ce-am făcut? Mi-a sărit în ochi albastrul ăsta de la... GTX 970, 4 GB DDR5. Vedeți că acum zic motoare de rachetă, nu? E doar calculatorul meu care l-am achiziționat cu euro 40 de milioane. 40 de milioane luați voi în 12 ani de alocație, mă, produitorilor. O să continui și eu acum să vă prezint biroul ăsta, cel mai praf din conacul meu, cum de altfel ce-o fi? O fi pin de la dat cu varca la voi, nu? E mesteac în argintiu thailandez, mă, prăduitorilor, mă. Credeați că îmi vopsesc așa cu lemnul? Bine, sunt un pic aici să prezint și o sărăcia mea de casă. Ce avem aici? O fi perete de la dirigips ca la voi, nu? Da, mă, e ciment marmoriu de pe lună. Am dat și o culopată pe lună cum dat voi la țară, nu? Sărăcinul. Am vrut și eu să presi filmarea asta de camera veche care o am eu. Dar n-am putut să nu observ parchetul ăsta. Ia veniți cu mine, veniți un pic. Ia să mă și eu. Păi ce-am făcut? Ia veniți aici. Ia să las, zice ceva, ia să vede. Ia zi. Aoleu, l-ați auzit cum a zis? O fi parchet de la calavă pe unde intră frigul și gândace, nu? Păcat că scade romantismul când mergi pe el. Sărăcinilor, ce sunteți? Mi-am luat eu parchet de între frigul la picioare, nu? La fusta de unde o fi? M-am dus la Ikea să-l iau, nu? Ăsta l-a vrut și eu beam ăla, dar eu, știți cum se spune, cine oferă mai mult primește. Am dat și eu 80.000 de euro. Așa muncesc și eu pe dobi. Am uitat, mă, că eu nu muncesc, mă, frățuitor. Credeați că regele fițelor muncește, nu? Aflați că nu muncește, măi. Eu știu să mă descurc, măi, sărăcilor care sunteți voi. Da, și cum ziceam... Dar ce-o fi asta, mă? O fi icoană de-asta, ca la voi din Piața Sud, nu? Păcat că mi-au pătrat-o Picasso pe asta. Băia bun și el. Ce să vă mai zic și măi, prăduitorilor, na? Am trecut ziua la voi, gata, vă culcați, nu? Da. Da. Veniți cu mine un pic. Asta ce o fi? O fi căști de alea de iPhone, cum aveți voi, nu? Pereche de Razer la vreo 4.000 de euro. Mi le-am luat și eu cadou de duminică, cum te spune. Și să vă mai prezint și eu, mă... Lucian, vino, te rog frumos să speli vasele! Da, mami? Că da, mami, trebuie și spală toate vasele, porcule, care ești și curăță caca de la pisică, nesimțitule, care ești, da, nu faci nimic! Da, mami, acum vin, acum promit, un pic. Gata că... Vă cam ia capăt de acum, că la cât v-am arătat pe aici. Atâta și cu videoclipul ăsta. Zile ușoare la muncă. Lucian! Acum, mami, acum! Pa. Mamă, cum e realitatea, mă. Mă ustur ochii să măr eu. Se vedea tot așa cafeniu prin ăștia, deci nu mai pot, gata, mă. Deja primisem comentarii că, bă, când mai postez, eu trecut 3 zile, da, știu, îmi cer scuze, na, nu a fost să fie, nu am simțit în stare de un video, știi, cadânc, ca Versace, nu? Am făcut și noi 17.000 de abonați, vă salut, regele fițelor aici și, da, mă, și știți cum se zice...
un like, să aveți și voi ce mânca, nu? Coming to play, you know I'm coming around the way with the lyrical spray gun. My boys, I've been waiting, we have some patience.